Salutare dragi tovarăși și bine ați venit la un nou podcast, abia s-a terminat război dintre mine și Șormel, nu mai faceți sau ce faceți voi, lăsați-l în pace și a cerut scuze, totul s-a încheiat, a, a, capitulat, căz, a, 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 a căzut la pace, a făcut armistițiu, am făcut tratat, în fine, gata, am ideea. Terminați cu, cu Șormel, chiar război cu el. Acum este vorba de alt război, mă rog. În primul și în primul rând să zic la, de la început, al treilea război mondial nu va exista. Muzica, domne, uite, se bată ea acolo, vine NATO, vină ia, vină ia, vină ia, obelim. Ia ascultați clipul ăsta, că sunt destul de cultivat, am urmărit cursul istoriei, cum au început și războaiele și tot. Eu vă garantez de acum de la început că nu aveți motiv să vă îngrijorați și, și ăștia care aveți impresia că o să fiu, vă credeți ca în Call of Duty, ca în Battlefield, ca în CS. Bă, întrebați-i pe bunicii, pe părinții voștri, pe străbunici rude mari împărătești, uh, cum a fost pe vremea celor două, două război mondiale. Că nu v-ați dori. Ziceți mersi că ați prins perioada asta de pace și mă rog, alții vă uită că și o palmă pe stradă de la un bătău și ceva. Da, săraci străbunici care dormeau prin tranșee cu săptămânile. Asta e altă parte. Bun. Deci, în primul și în primul rând, război nu o să vină pentru români. O să fie război între ăștia doi, între America și Iran, dar o să fie război de ăsta local, o să se bată pe teritoriul Orientului Mijlociu. Nu o să fie război mondial. Război mondial e cum au fost astea, care au fost acum 100, respectiv 70 ceva de ani, de deci s-au bătut pe mai multe continente și în Europa, și în Asia, și în Africa. Așa că vă rog, nu o să se ajungă la așa ceva. Din următoarele motive, în primul și primul rând, România este membră NATO. Și unii zic că se bagă NATO pentru americani sau americanii cer ajutorul NATO. Nici nu o să se întâmple, nici americani nu o să ceară ajutorul, nici NATO o să vină cu... Nici ce de la NATO o să zică, hei Trump, ia niște, niște soldați aici și pizdește pe că luvea. Nu o să se întâmple așa. Era chestie de intervenit în cazul NATO dacă atacau ăștia direct o țară membră NATO. Dar au fost ei atacați, iranienii practic, deci n-are nicio treabă. În al doilea rând, zicați că Uniunea Europeană. Puh, ce treabă are Europa, Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană se învârte doar în jurul Europei? Ce treabă au europenii cu ce fac americanii în Orientul Mijlociu? Chiar așa, nu gândiți și voi, nu ai nicio treabă. Dacă era să fie atacat întâi iranienii baze militare și astea să ceară niște ajutoare, mai înțelegeam. Dar oricum americanii au armată belea. Nici nu le trebuie aștept să-i bată pe iranieni. După care, vă uitați că, domne, suntem foarte aproape și ne pot trimite și de o rachetă. Pro și pro, noi avem scutul antirachetă care e făcut la cele mai înalte standarde. E făcut să blocheze rachete de la ruși, care vorba aia, ruși au cele mai multe arme nucleare. Și vă temeți de piranini care nici măcar n-au arsenal nuclear. Ce drecu. Și din nou, n-are de ce să atace Iranul o altă țară, Cand ei nu se descurcă cu la ei acolo în Orientul mijlociu, de-abia au putut să arunce cu niște rachete niște baze din Irak și ai sunt vecinilor, până ajung la noi. Și oricum, dacă e să treacă racheta, trece pe deasupra alte țări. Le văd ăștia, naibi. Radarul de acolo, totuși, nu-i chiar așa. Să îți mai faci un dușman în plus, nu e ca orice durere în fund. Așa. Altă chestie, singurul pe care ar putea... Să-l facă ăștia în afara țărilor Și în afara Hai să zicem în afara Orientului Că mai sunt baze militare pe acolo uh, Singurul lucru pe care Ar putea să-l facă uh, Ăștia din Iran Ar fi să facă atentate prin New York prin Cum au mai fost atentate Vestă cu explozibili Mașini, camioane care se intre În stații de autobuz Chesti de genul Ce mai avem A pe doar doar fix undeva. Nu o să ceară ajutorul. Maxim o să intervină, poate să trimeată vreo țară trupe acolo. Dacă într-una din bazele atacate o să fie și gen și străini, adică doar americani acolo, da, cred că știu și ei iranienii ce baze sunt, unde sunt doar baze americane, baze acolo, că au ei informatorii lor. dar nu cred că se riscă ei să atace în locuri în care sunt și alții alte nații pe acolo ca să-și mai pună un dușman în cap, că e cel mai nasol lucru să-ți faci cât mai mulți dușmani pe vreme de război. Alții zic că s-ar putea băga Rusia și China. N-au nicio treabă nici Rusia și China. Nici de cum. Trump ăsta, Putin în primul și în primul rând știe că el n-are ce să facă singur, că dacă intervine el, vine un europeană peste el, vine NATO, vine astea. Eu să fie depășit numeric Putin. El nu mai are spate Rusia nu mai are spate ca pe vremea URSS-ului când era jumătate Europa și jumătate de Asia comunistă. Nici atât. Și chinezii nu sunt fraieri să sare la război, că fix atât își doresc ei. Deși au conflictul ăla cu americanii, cu Google, cu spionaj, cu astea, nu le arde lor de război. Nu mai stai ca acum 150-200 de ani când orice, hai să ne batem. Acum războaiele în mod normal se poartă, sunt războaie de astea, cum să zic, comerciale, chestii de genul. Și chiar nu-și doresc nicio țară să intervină militar în altă parte, că este un cost foarte mare și chiar nu merită. Așa, și ca și concluzie, toate luptele vor avea loc în zona Orientului în Mijlociu. Iranianii nu să zic n-au de ce să ataci în alte părți, n-au arsenal atomic să ne fie frică că dau ăștia cu bomba nucleară, că gena. Prac, dacă dau unul cu bomba nucleară, o să dea toți se duce dracu planeta, bine, și acum, da, se duce planeta și ei oricum veneau cu Vesta. Dar nici măcar n-au arsenal nuclear să zici că o să dea ei cu ceva, deci, n-avem ce să ne îngrijorăm. Stai să vezi ce am mai scris pe script aici. A, ah, da, și ei n-au cum să atace în Europa pentru că ei nu se descurcă cu americanii la ei. Ca idee, Trump poate să trimit un raid aerian acolo, face praf tot și a terminat. Ce dracu, despre ce vorbim aici? Oricum, deci, să fie clar, am făcut și clipul ăsta ca să nu mă mai zăpăciți atâta. România este siguranță, maxim dacă ei să atace aceștia bază NATO, nu doar baza americană, să trimită NATO trupe. Și dacă trimite trupe, trimite care sunt deja în, uh, în serviciu, nu, nici măcar pe aia în rezervă, că au destul din atâtea țări să trimită. Nu o să vă înroleze nimeni, o să vă, -o, nu, veți fi aleși să mergeți în armată, stați, știți. Sunt trupe destule. Maxim o să ajungă un fel de zonă de asta, cum e prin Siria, poate, sau cine știe de se împușcă ea și între acolo și atât, rămâne zona acolo. Nu o să se ajungă la război rece sau la război mondial sau ce zic alții. Și dacă o să vedeți articole din presă, nu mai credeți presa, că și așa sunt titluri de astea ca să vă facă să dați click acolo. Nu vă mai îngrijorați că nu o să fiți chemați în armată, nu o să fie atacată România, Puteți să vă documentați cum s-a întâmplat în celelalte războaie mondiale, pui mei. Dacă era să zici că începea Germania vreun conflict, bai, înțelegea că na, că de la ei a început primul și al doilea. Dar asta e altă parte. No. În concluzie, ar trebui să fim liniștiți. Nu înțeleg de ce vă stresați atâta că, că vine război. Bă, România n ar nimic. Faceți mimuri în continuare. Faceți ce vreți. Dar nu vă mai căcați pe voi și ziceți, au, bă, leu, o să vine armata după noi. Ah, și a, și m-a mai fost o chestie cu un avion prăbușit. Nu știu dacă era de răma de iranieni sau nu, dar dacă a decolat de la ei de acolo, presupun că poate erau și civili de lor. Nu știu cum e treaba la ei cu sacrificiile, dacă ar și ar fi omorât și ăștia civili din avion. Habar n-am. O rămâne de văzut catastrofe aeriene s-au întâmplat și fără să fie atacate, să fie bombardate. Coincidență, nu, asta chiar nu știu, n-am de ce să-mi dau cu părerea. Oricum, clipul nu l-am făcut din ideea ca să profit de faptul că s-au dat cu bombe și au murit oameni, clipul l-am făcut în ideea ca să vă informez pe voi, să nu vă mai căcați atâta să ziceți A, ah, că vine războiul, că nu știu ce. Chill out. Vezi, de Fortnite. Nu te împușcă nimeni.